Fără de microbuz a fost surprins în timp ce viziona filmulețe în timp ce era la volan. Plictisit probabil de drum, bărbatul a pus mâna pe telefonul mobil și a ignorat cu totul faptul că în microbuz erau călători. Astfel că și-a poziționat telefonul pe volan și a început să urmărească ce avea de urmărit. Nu știa însă că din spate unul dintre pasageri îl filma, iar imaginea a ajuns imediat pe Facebook. Din fericire, toți călătorii de pe cursa Mioveni-București au ajuns în siguranță la destinație. Potrivit codului rutier, șoferii care folosesc telefonul în timp ce se află la volan riscă amenzi de până la 1600 de lei.